Academia de Studii Economice este una din cele mai prestigioase instituții de învățământ din Republica Moldova. Cum e de fapt să fii manager al unei asemenea instituții de învățământ? Este o onoare pentru mine faptul că am avut această ocazie să ajung în fruntea unei universități din Republica Moldova, precum este ASEMU, și care cu adevărat poate este cea mai prestigioasă universitate din Republica Moldova, în măsura în care suntem o instituție dinamică, mergem în pas cu timpul, cu relații foarte bune de colaborare și pregătim cadre care sunt solicitate pe piața muncii, așa precum sunt solicitate. Suntem în permanentă schimbare, adaptare la aceste cerințe, în măsura în care știința economică și practica economică a fost nevoită să parcurg o cale foarte radicală de reformare atunci când în 1991 ne-am schimbat temelia statului Republica Moldova dintr-o economie care era strict și foarte dur planificată la una de piață și noi am fost nevoie să învățăm și noi împreună cu studenții noștri și aceasta ne-a mobilizat un pic făcându-ne așa precum suntem noi, cunoscuți în țară, cunoscuți în afara Republicii Moldova și foarte solicitat de către studenți. Da, cu adevărat, ASEMU are o imagine pentru care s-a muncit foarte mult. Ce trebuie să știe un manager de succes sau ce calități ar trebui să aibă ca să fie să aibă o afacere profitabilă? Bine, se consideră că nu toată lumea au abilități de afaceri. 5% probabil că dintre toți oamenii care apar pe această lume sunt înzestrați de la natură cu calități pentru a iniția și a dezvolta o afacere, care poate fi dezvoltată, poate fi îmbunătățită, poate fi mai reușită, mai puțin reușită, dar nu înseamnă că toți cei 5% despre care vorbim devin neapărat mari oameni de afaceri. Unul dintre ei așa și nu-și dezvoltă aceste capacități. Oricum, este important să ai o înzestrare de la natură, este important să ai o pregătire corespunzătoare de specialitate, este important să accepți riscurile, este nevoie de curaj, este nevoie de insistență și este nevoie de foarte și foarte multă muncă. Orice care devin mari oameni de afaceri, de regulă, cel mai mult nu le ajunge timp această resursă pe care noi uneori nu apreciem la justa ei valoare. Ori timpul probabil că este cel mai scump din ceea ce avem noi. Cu ce probleme se confruntă un manager în Republica Moldova sau cât de greu este să-ți dezvolți afacerea aici? Probabil că în Republica Moldova se cer mult mai multe eforturi pentru a iniția și dezvolta o afacere decât în alte state cu economie dezvoltată de piață. Și de regulă cei care se implică aici în afaceri în Republica Moldova și mergând în afara Republicii Moldova pentru a o dezvolta mai departe, le reușește foarte bine. Nu avem o piață bine structurată, avem o piață care mai continuă a fi una monopolizată. Noi facem în fiecare an un studiu foarte serios, fundamental, care ține de competitivitatea agenților economici din Republica Moldova și de regulă toți se remarcă ca o piedică în dezvoltarea afacerilor dânșilor, implicarea factorului politic, justiția care o consideră unii incorrectă, ba chiar coruptă uneori, monopolismul exagerat, cam astea ar fi piedicile principale care apar în fața celor care vor să dezvolte o afacere. Bine, mai sunt și alți factori care nu pot fi schimbați, de exemplu, faptul că avem o piață foarte limitată ca capacitate de absorbție face ca cei care inițiază afaceri în Republica Moldova să se orienteze mai mult spre exporturi, ori în cazul în care producem cantități mai mari, de regulă scade și prețul de cost, poți vinde la prețuri mai mici. Este o întreagă artă a afacerilor care cei care activează în acest domeniu, de regulă, o înțeleg foarte bine. Revenind la instituția de învățământ pe care o administrați, cât de pregătiți sunt studenții Academiei de Studii Economice să se încadreze pe piața muncii? Vreau să încep cu un exemplu. S-a făcut un studiu foarte serios anul trecut, nu știu cine a fost cel care a comandat acest studiu, pentru a vedea în ce măsură studenții din anul de absolvire din toate universitățile din Republica Moldova și-au găsit deja un loc de muncă. Și mie mi-a fost foarte plăcut să constat că cel mai mare procent al celor angajați în câmpul muncii în rândul studenților de la ultimul an de studii erau studenții ASEM-ului. 25% dintre cei care au participat la acest sondaj au arătat că au deja un loc de muncă până la absolvirea ASEM-ului. Bine, probabil că domeniul la care ne referim oferă oportunități și șanse mult mai mari pentru promovarea
unei cariere, pentru dezvoltarea unei cariere în comparație cu alte domenii în care ASEM-ul este implicat poate într-o măsură mai mică. De regulă, absolvenții noștri sunt angajați în câmpul muncii, își găsesc un loc de muncă aici în Republica Moldova, în afara Republicii Moldova, și găsesc în afara Republicii Moldova. Nu mă refer doar la cei care nu-și continuă activitatea pe specialitatea la care au trecut pregătirea în instituția noastră. Avem și foști studenți de noștri care dețin și posturi foarte înalte în instituții la nivel internațional, în alte state, în conducerea unor bănci, instituții financiare de alt gen. Dar eu consider că aici, în ASEM, există un mediu favorabil pentru ca tinerii să-și trăiască bine viața de student și pentru a acumula cunoștințe, ba chiar și experiență necesară pentru dezvoltarea unei cariere profesionale. Ce planuri de viitor aveți pentru Academia de Studii Economice și ce ar trebui de făcut pentru a îmbunătăți calitatea studiilor? Noi putem vorbi despre ce trebuie de făcut la nivelul Republicii Moldova în întregime, în măsura în care Academia de Studii Economice a Moldovei este o parte a acestui sistem de învățământ superior din Republica Moldova. Noi vorbim foarte mult despre calitate, ce înseamnă calitate. Bine, eu sunt absolut convins că probabil că în comparație cu alte state mai puțin dezvoltate, inclusiv economic, decât Republica Moldova, noi oferim o calitate mai bună a studiilor, dar probabil că cedăm în favoarea altor universități cu renume internațional care au posibilități, au în primul rând tradiție, au o istorie și au posibilități poate mult mai mari pentru dezvoltare. Problema calității rămâne una permanentă pentru toate statele lumii, pentru toate universitățile, și care nu va dispărea niciodată. Orice ce poate fi considerat astăzi de calitate ar putea să prezinte o problemă mâine, sau ce este de calitate aici în Republica Moldova poate să nu fie de calitate în altă parte. Este un obiectiv foarte important pentru noi. ASEM-ul trebuie să devină o universitate competitivă pe plan regional, nu doar național, pe plan internațional, astfel ca să devenim atractivi pentru pretendenții la studii. Și dacă vin astăzi din afara Republicii Moldova, preponderent studenți din statele africane, asiatice, noi ne-am dorit foarte mult să avem și studenți din statele europene, din statele CSI-ului, nu în ultima instanță, în măsura în care gradul de dezvoltare sau recunoaștere pe plan internațional al unei universități se apreciază și prin ponderea studenților străini care își fac studiile în aceste universități. Păi vezi că în Republica Moldova, spre care cred, deocamdată această pondere este una relativ scăzută și asemenea nu este o excepție. Noi avem nevoie de investiții mai mari în sistemul de învățământ din Republica Moldova. Universitățile au nevoie de mai mulți bani și mai multă autonomie. Banii pentru a se dezvolta, pentru a putea să atragem, ca să putem să atragem profesori mai de calitate, să invităm profesori din afara Republicii Moldova. Autonomie pentru a fi responsabil în fața societății pentru ceea ce facem, asumându-ne această răspundere integrală. Și de unde ar putea fi atras aceste fonduri? Noi suntem în căutare. ASEM-ul este o universitate publică de stat și ar fi bine ca finanțarea preponderentă să vină de la bugetul de stat și nu din alte surse de venituri pentru noi. Spre regret, la moment, situația este un pic alta, predomină veniturile noastre din alte surse decât de la bugetul de stat, din prestarea de servicii de studii sau servicii de consultanță, training-uri și de alt gen, dar ele nu sunt suficiente. Noi avem nevoie de investiții foarte mari în învățământul superior din Republica Moldova. Dacă nu ați fi manager la Academia de Studii Economice, unde ați dori să activați? Nu știu, eu toată cariera mea mi-am dezvoltat-o în acest domeniu, în învățământ, implicându-mă în paralel și în mai multe afaceri, în istoria modernă de când a fost fondată Academia de Studii Economice. Mă simt bine aici, consider că fac ceea ce cunosc mai bine, am avut mai multe oferte pentru a trece în alte servicii, pentru a mă implica în afaceri, dar deocamdată mi-a plăcut mai mult să fac ceea ce fac aici în ASEM și nu cred că aș fi reușit mai multe în alte activități, dar mai vedem, uneori mai trebuie să schimbăm ceva în viața noastră și nu cred că ar fi un pas greșit și încercarea de a mă implica într-o afacere, nu contează publică sau privată. Cât de importante sunt studiile în cadrul unei instituții de învățământ pentru formarea profesională ca viitor angajat?
Da, studiile sunt absolut necesare și nu doar studiile la facultate, trebuie să înveți pe parcursul întregii vieți și nu în zadar, în ultimul timp se vorbește foarte mult despre această formare continuă, ori noi în ultima instanță nu putem să pregătim astăzi într-o universitate, inclusiv în ASEM, specialiști care ar putea să lucreze cu succes și peste 20 de ani. Lucrurile se schimbă foarte mult, se schimbă mediul economic, se schimbă legislația în vigoare, se schimbă conjunctura piețelor și noi trebuie să învățăm studenții noștri să învețe pe parcursul întregii vieți. Cei care respectă această cerință, acest principiu, de regulă lor le reușește. Ori nicio facultate din lume nu oferă o pregătire suficientă. Apropo, și după absolvire, noi suntem deseori învinuiți de faptul că nu prea acordăm o atenție mai mare componente practice, pragmatice, în formarea specialiștilor. Parțial există un mic adevăr, dar nu este unul absolut, în măsura în care și agenții economici trebuie să-și asume această responsabilitate pentru a-i adapta absolvenții noștri la cerințele întreprinderii pe care, în care pot fi angajați. Noi am organizat în acest an aici în ASEM un ciclu întreg de întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri. Am avut aici miniștri, conducători de întreprinderi private, publice, din toate domeniile economiei naționale, prin care am cerut le-am cerut opinia dânșilor referitor la faptul ce trebuie să schimbăm în pregătirea cadrelor aici în ASEM și chiar dacă aproape toți au recunoscut că ASEM-ul este o instituție care corespunde unor exigențe pe piața muncii, oricum au fost înaintate și unele sugestii pe care noi le-am luat în considerare în vederea elaborării noilor plan de studii pe care ne propunem să le implementăm începând cu 1 septembrie anul 2014. Vom avea o componentă mai pronunțată ce ține de comunicare, etică profesională. Toți angajatorii au menționat faptul că absolvenții noștri cunosc foarte bine limbile străine și este un lucru foarte bun, ori nu putem vorbi despre o închidere teritorială a Republicii Moldova, astfel când faci o afacere trebuie să devine una globală, internațională, internaționalizată. Vom pune accentul pe munca în echipă, chiar vom începe să elaborăm teze de licență, nu individual fiecare absolvent, dar e o echipă de 2-3 persoane prin care vrem să promovăm și aceste abilități necesare pentru succes în activitățile profesionale. Am vrut să zic că noi mergem în pas cu cerințele pieței muncii și operăm aceste schimbări în ceea ce facem noi. Ce sfaturi le-ați oferit studenților pentru a se putea angaja ulterior pe piața muncii? Eu de regulă le zic în primul rând să-și trăiască viața de student, că este o perioadă foarte interesantă din viața unui om. Desigur că sunt noute și faptul că mai trebuie ceva să învețe, să meargă la bibliotecă mai frecvent, ori în ultimul timp, spre regret, iau alte surse de informare cărora le acordă o prioritate mai mare decât cartea tradițională, să meargă numai decât la teatru, să meargă numai decât la concerte, la muzee. Ori prin această viață de student devine una mai interesantă. Ori atunci când unii studenții noștri îmi zic mie că, uite, domnule rector, nu am reușit să susțin o probă, un examen din cauza că sunt angajat în câmpul muncii, părerea mea este că, și le-o zic de regulă deschis, că veți lucra toată viața. Acum trebuie să vă trăiți viața de student. Vă mulțumim pentru interviul pe care ni l-ați acordat. Vă dorim o zi bună și vă urăm mult succes dumneavoastră și instituției pe care o conduceți cu succes.